În cadrul predicilor pentru timpul sfârșitului, în care încercăm să prezentăm evenimentele Bibliei, așa cum ne sunt ele oferite de cuvântul profeției, evenimente care sunt ca niște borne kilometrice pe drumul spre casă, pentru ca să înțelegem timpurile, să știm ce trebuie să facem și să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos. În cadrul acestui ciclu, astăzi ne vom ocupa de un subiect foarte interesant, foarte mult discutat în mijlocul nostru și deosebit de important. Se numește Decretul Duminical. Atunci când te duci spre casă sau te duci spre serviciu, atunci când ești foarte grăbit și vrei să ajungi în timp în locul respectiv și ți se pune în cale o barieră, nu te simți prea bine. Ești tulburat, ești agitat. Îți pui întrebarea, voi ajunge? Te blochezi în fața acestei nereușite și de aceea o barieră întotdeauna este o mare provocare. Dar atunci când bariera aceasta este din punct de vedere spiritual, în calea dezvoltării tale ca personalitate, în calea ajungerii la un post, la o pregătire, la o anumită înălțime a cunoștințelor, este și mai dureros, și mai dificil. Însă, când bariera aceasta este în calea progresului tău spiritual și a dorinței de a fi mai aproape de Hristos și de a întâlni cu El, problema acestei bariere este absolut capitale, pentru că ea îți poate distruge complet veșnicia ta sau, dacă găsești o soluție de a o depăși, îți poate aduce veșnicia. De aceea ne-am pus întrebarea, vei reuși? Vei ajunge? Vei putea depăși bariera? Mergi cu mașina și drumul s-a blocat datorită multor probleme care pot să apară. Mașina ți s-a stricat. Șeful ți-a spus, nu ai voie să pleci astăzi de la servici. Legea nu-ți dă voie să ieși din casă. Tu sau trebuie, te obligă să te duci și sâmbătă să faci ceva. Ce faci? Iată o barieră. Sau iată o mulțime de bariere care te pot bloca. Omul care vrea să reușească, omul care vrea să ajungă cu orice preț, găsește soluții. Dacă drumul e blocat, spun, am și o altă variantă. Există un drum ocolitor, pot merge pe el. Dacă mașina mi s-a stricat, voi merge pe jos sau cu altceva, dar n-o să mă opresc. Dacă nu pot să merg pe șosea, voi merge pe câmp, pe gârlă și tot voi ajunge la tine. Dacă mă obligă să-mi calc conștiința mea, eu voi respecta cuvântul lui Dumnezeu și sabatul, pentru că vreau cu orice preț să ajung acasă. Vreau cu orice preț să fiu în împărăția lui Dumnezeu. Cine ne poate opri din această înaintare? Necazul, strâmtorarea, persecuția, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia. Apostolul, după ce a enumerat toate aceste bariere care pot să apară în calea noastră, a tras următoarea concluzie. Acel luptător puternic, acel bărbat care a reușit atât de mult, în toate acestea suntem mai mult decât învingători. Prin acela care ne-a iubit. Pentru că sunt convins că nici moartea, nici îngerii, nici viața, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile și nici adâncimile, nici o altă creatură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. În toate acestea, noi
suntem mai mult decât învingători. Dacă stă scris în Biblie, dacă aceste lucruri le-am citit din cuvântul lui Dumnezeu, atunci ele sunt pentru mine și pentru tine. Vreau să rămân alături de Hristos în orice împrejurare. Așa să mi-ajute Dumnezeu și mie și ție. Amin. Decretul duminical. Ultima provocare care va întâmpina și va veni în calea spre casă a copiilor lui Dumnezeu. Ultima barieră, și nu una simplă, în drumul nostru de a ne întâlni cu Iisus Hristos. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. I s-a dat să dea suflare chipului fiarei și să vorbească și să facă să fie uciși toți cei care nu se vor închina chipului fiarei. Și face ca tuturor, celor mici și celor mari, celor bogați și celor săraci, celor liberi și celor robi, să li se dea un semn pe mâna lor dreaptă sau pe fruntea lor, ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu are semnul, numele fiarei sau numărul numelui ei. Acesta este citatul de bază care ne prezintă subiectul pe care noi l-am numit decretul duminical. Spiritul profeției vine și completează acest citat, această viziune, în următoarele cuvinte. Ultima mare luptă dintre adevăr și rătăcire nu este decât bătălia finală a unei lupte îndelungate cu privire la legea lui Dumnezeu. În această luptă intrăm acum, o luptă între legile oamenilor și preceptele lui Jehova, între religia Bibliei și religia fabulelor și a tradiției. Cum se va desfășura clar și evident această luptă, al doilea citat ne spune: protestantismul va da mâna cu puterea romano-catolică, apoi va apare o lege împotriva sabatului creațiunii lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, Dumnezeu își va îndeplini lucrarea sa ciudată pe pământ. Cum se va realiza? Atunci când cele două puteri religioase de astăzi, protestantismul și catolicismul, se vor uni. Vor încheia o alianță foarte strânsă. Rezultatul acesteia va fi obligativitatea ca toți oamenii să respecte duminica, dar și obligativitatea ca să calce sâmbăta. Decretul duminical reprezintă ultima provocare sau, așa cum spuneam la început, ultima barieră în drumul nostru spre a ne întâlni cu Dumnezeu. Este cea mai discutată și controversată problemă din adventismul de astăzi. Se discută de foarte mult timp, de peste 100 de ani. Unii nu-i dau importanță și spun că este de fapt o sperietoare. Așa ceva nu e posibil într-o lume democratică, unde principiile de libertate în general și libertate religioasă în special s-au fixat foarte puternic și foarte clar, unde secularismul este foarte puternic și răspândit și insistă pe respectarea acestor drepturi ale omului, o asemenea lege cu restricții atât de severe și cu pedepse atât de mari, e imposibil să apară. Pe de altă parte, alții insistă foarte mult, chiar unii exagerează această problemă, și văd în fiecare element mărunt care are loc o posibilă apariție a decretului duminical. Urmăresc toate evenimentele știrilor să vadă când și cum ar putea să apară. Oricum, cea mai discutată și cea mai controversată problemă în adventism. Un subiect cu acuzații grave împotriva
celorlalți creștini din jurul nostru. Trebuie să recunoaștem. Lucrul acesta creează două tabere în conflict, unii care vor impune prin lege anumite principii religioase, cum să te închini, când să lucrezi, când să nu lucrezi. Evident că tabăra aceasta cu cealaltă tabără vor fi într-un conflict foarte puternic. O temă alarmistă, catastrofistă, care tinde să producă panică în rândul unora. De ce adventismul îi acordă atâta importanță? Merită? Primul lucru pe care pot să vi-l spun este acesta. Dacă stă scris în Biblie, este adevărat. Și este pentru mine și pentru tine. Stă scris în Biblie că va apare o lege care se va impune cu foarte multă autoritate și cu o foarte gravă pedeapsă? Da, stă scris. Atunci e pentru mine și e pentru tine. Ce spune Biblia despre decretul duminical? Vom prezenta mai multe versete, mai multe prezentări din diferite unghiuri. În primul rând, Daniel ne spune că se va ridica o putere numită de Daniel Cornul cel Mic, care va schimba timpurile hotărâte și legea. Care timp hotărât? Timpul hotărât de odihnă și de închinare, sabatul, îl va schimba împreună cu legea lui Dumnezeu. Aceeași putere, prezentată în continuare, se spune că va arunca la pământ adevărul lui Dumnezeu. Nu va mai ține cont de această carte, adevărul Dumnezeu, și se vor conduce după tradiții, după decretele sinoadelor, după decretele consiliilor bisericești, dar adevărul va fi dat la o parte. Apoi, Domnul Hristos spune că în timpul final se vor ridica Hristos falși și profeți falși care fac semne și minuni pentru a amăgi pe oameni. Rețineți ideea pentru ca să-i amăgească pe oameni. Și acum, ascultați următorul verset prezentat de Ioan în Apocalipsa. Fiara cu două coarne face semne și minuni mari pentru ca lumea să se închine primei fiare. În ce constă amăgirea aceasta? Constă într-o închinare falsă, făcându-i pe oameni să creadă că aceasta este ziua adevărată. Acesta este modul adevărat de închinare. Mai departe, obligativitatea ca toți oamenii să poarte semnul fiarei și să se închine chipului fiarei. Mai departe, Apocalipsa ne prezintă aceeași putere sub imaginea unei femei desfrânate, cu o cupă în mână, cu ceva de băut, care face ca tot pământul să se îmbete, să nu mai gândească sănătos, să o ia pe mai multe cărări, datorită vinului, desfrâului ei din acea cupă. Și acum, întrebarea hotărătoare. Cine este acea fiară cu șapte capete care obligă pe oameni să se închine chipului ei și să accepte semnul ei? Cine este femeia acea desfrânată care are cupa cu băutură care îmbată pe toți locuitorii pământului? Biblia ne răspunde, pentru că ea ne dă cheile simbolurilor, pentru că ea are parola pentru învățăturile foarte importante. Dragi prieteni, atunci când citiți Biblia, atunci când deschideți computerul ca să vă informați, să vedeți e-mail-urile sau alte lucruri, dumneavoastră și eu și toți ceilalți suntem în pericol de a fi virusați sau atacați de alții care vor să ne cunoască informațiile, vor să ne tulbure informațiile, vor să ne introducă lucruri false și ca să fim în siguranță, ne protejăm. În primul rând ne protejăm cu o parolă, ca nu oricine să poată intra în mesajul meu
sau în aparatul meu. Același lucru îl face Dumnezeu cu acest cuvânt. Este adevărul cel mai scump, cel mai prețios. Ați văzut că puterea aceea, cornul mic, a urât adevărul și l-a aruncat la pământ. Nu vrea ca oamenii să cunoască acest adevăr. Nu vrea ca să-l înțeleagă. Dacă totuși, dumneavoastră și cu mine, prețuim adevărul, îl citim și vrem să trăim după el, atunci vine a doua problemă. Cum să înțeleg simbolurile? Și iată parola pe care ne-o dă Dumnezeu. Fiara este o putere politică, iar femeia este o putere religioasă. Când fiara poartă în spate pe femeie, însemnează că susține cu forța statului, cu puterea de a da legi, biserica. Când biserica, care este mireasa Domnului Hristos, în loc să apeleze la Domnul Hristos, în loc să-și tragă seva ei, puterea ei de la Iisus Hristos, se duce la o autoritate pământească ca să își ia de acolo puterea, femeia aceea nu mai este curată, cinstită, ci este o desfrânată. Iată simbolurile. Cine este această fiară și cine este această femeie? Mulțimea de date care ni le oferă profeția Bibliei, identificarea acestor date în istorie de către sute și sute de oameni, de către mișcări întregi religioase, precum tot protestantismul, a condus la o singură concluzie. Femeia desfrânată reprezintă Biserica Catolică, iar fiicele ei, protestantismul, care a întins mâna și s-a unit cu ei. Iar fiara, ca putere politică și religioasă, reprezintă papalitatea cu statele papale în perioada medievală, cu statul Vatican de astăzi, care exercită atât o influență politică, cât și una religioasă în lumea de astăzi. Tema Marei Lupte, ceea ce v-am prezentat despre această fiară, despre această femeie, despre fiara cu două coarne care face chip și face minuni și care îi încearcă să amăgească pe toți oamenii să se închine și să primească acest semn al fiarei. Este o conspirație sau este o revelație divină? Tema Marei Lupte reprezintă filozofia de bază a istoriei, care ne dă cea mai completă explicație a tuturor evenimentelor importante și, în mod deosebit, evenimente religioase din istoria noastră. Tema Marei Lupte prezintă, de fapt, a fost prezentată de Domnul Hristos când a spus: Satana a coborât ca un fulger din cer, fiți atenți, a fost prezentată de apostoli, Petru spunea așa: Satana dă târcoare ca un leu, fiți atenți, fiți în gardă, nu vă speriați de el, și a fost prezentată de Spiritul Profeției cu foarte multă claritate. Această temă a Marei Lupte este o demascare a planurilor ascunse a Satanei. Dacă această temă este o conspirație și nu este o profeție biblică, atunci lui îi place Satanei, pentru că nu vrea să fie demascat, nu vrea să fie cunoscut. Dar dacă această temă este o revelație și Dumnezeu ne spune ceea ce noi nu vedem cu ochii noștri și ceea ce nu înțelegem ce se întâmplă în spatele nostru, dar ne spune ca să ne pregătească, atunci tema aceasta este cel mai important lucru, nici vorbă de conspirație. Este cea mai importantă descoperire de viitor pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Este marele adevăr din spatele cortinei care ne ferește de o mulțime de pericole. Cât de bine ar fi dacă, înainte de a ajunge într-un punct blocat pe șosea, cineva ți-ar spune: fii atent, la kilometru X, drumul este blocat, nu te du pe aici, ia pe varianta cealaltă. Cât timp ai scuti? Cât de repede ai putea să ajungi?
Aceasta este tema marei lupte. Ea te avertizează de capcane, de pericole și te ajută să poți depăși toate barierele. Este decretul duminical o parte din această mare conspirație, cum o numesc unii, sau ce anume este el? Iată ce putem să înțelegem din istorie, pentru că istoria ne învață și dacă reușim să învățăm din istorie, vom scăpa de pericole din viitor. Când evreii au fost în Egipt, Satana a încercat să distrugă acest popor, ucigând toți pruncii de parte bărbătească. Și dacă într-o generație de 30-40 de ani nu mai ai niciun bărbat din poporul acesta, nu o să mai ai popor. Femeile se vor căsători cu egipteni, vor avea copii egipteni care se închină la idoli și a dispărut. Chiar din contră, a contribuit la creșterea numărului unui popor păgân. Iată o metodă diabolică de a distruge poporul lui Dumnezeu. Atunci când au ajuns în Babilon, în robie, împăratul i-a obligat pe absolut toți supuși imperiului său să se închine chipului său de aur. Acesta fiind un fel de jurământ de credință că ești loial împăratului pentru că ești loial zeilor împăratului. Și s-au închinat toți, și chiar unii evrei, și chiar regele evreilor care era acolo în mulțimea aceea, cu excepția a trei tineri, care a spus, noi nu avem nevoie nici să ne explicăm, nici să te rugăm, nici să intervenim cu nimic altceva, ci decât un singur lucru. Noi nu ne închinăm decât Dumnezeului nostru viu. Vedeți? O altă istorie, un alt moment critic, când dușmanul a încercat să distrugă, ce să distrugă? O credință, o închinare adevărată și aproape a reușit, dar au fost câțiva care au menținut acest adevăr. Decretul de ucidere a evreilor în timpul persilor lui Ahasveros, când un intrus în curtea regală a reușit să introducă acest decret ca într-o anumită zi, ziua 13-a lunii Adar, toți evreii să fie scoși în afara legii, nimeni să nu-i protejeze, nici poliția, nici justiția, absolut nimeni, și oricine are dreptul să îi atace, să îi omoare, să îi jefuiască și să le ia tot ce vrea. Și cum evreii erau oameni bogați și întotdeauna stăteau un pic mai bine decât alții, erau suficient de mulți care râfneau la bunurile lor și abia așteptau acea zi. Apoi, de-a lungul perioadei medievale, o mulțime de bule papale au fost emise împotriva tuturor celor care nu urmăreau, nu se închinau și nu erau devotați închinători catolici. Că erau valdezi, albicezi, catari, husiți, oricine a fost sub această incidență a bulelor. Numărul morților nu se știe. Unii merg la milioane. Ziua judecății va arăta câți au murit în timpul acestor persecuții. Ce este decretul duminical? În șirul acestor decrete care de-a lungul timpului a căutat să distrugă atât fizic cât și spiritual poporul lui Dumnezeu și închinarea adevărată, este ultimul care se ridică împotriva sfinților și care are obligativitatea de a respecta legile omenești. Hai să spunem că nu este prea grav. Ne supunem, nu facem nimic duminica, stăm acasă, ne rugăm, cântăm, dar are și obligativitatea de a călca porunca lui Dumnezeu și de a lucra în sabat. Iar caracterul ei va fi universal și nu mai ai unde să fugi. Ce este decretul duminical? Nu e o conspirație. Este ultimul
plan, ultima barieră pe un drum care din loc în loc a fost blocat de către dușman. Este punctul culminant al marei lupte dintre Hristos și Satana de la finalul istoriei. Ce este decretul duminical? Este o acțiune combinată a tuturor forțelor răului, chiar conduse de demoni. Iată, Biblia ne prezintă în Apocalipsa 13 această trilogie, puterea papalității, reprezentată de fiara cu 7 capete, America, fiara cu 2 coarne și balaurul, care este puterea principală, care le oferă tronul, puterea lui și autoritatea lui acestora. Ultima acțiune a forțelor demonice. Cum va avea loc acest lucru? Iată ce ne spune inspirația profetică. Protestanții din Statele Unite se vor afla în primele rânduri pentru a întinde mâna peste abis. Iată, întind mâna peste abis și cu cine se prind? Cu spiritismul. Fac o alianță cu mișcările spiritiste. Apoi, cealaltă mână o vor întinde și pe ea peste abis pentru a da mâna cu puterea romană, adică Biserica Catolică cu papalitatea. Și această îmbrățișare condusă de America și inițiată de America, spiritismul pe de-o parte, papalitatea pe de cealaltă parte, vor crea o unitate foarte puternică, va merge pe urmele Romei, va călca în picioare drepturile conștiinței și vor impune decretul duminical. În războiul care va fi dus în ultimele zile, evident, un război spiritual, între poruncile lui Dumnezeu și datinile oamenilor, între adevăr și minciună, toate puterile corupte care s-au abătut de la supunerea față de legea lui Jehova se vor uni împotriva poporului Dumnezeu. În acest război, sabatul poruncii a patra va fi marea problemă în litigiu, pentru că în porunca sabatului, marele dătător al legii se identifică pe sine ca fiind creatorul cerurilor și al pământului. În ciuda faptului că lumea este plină de revolte, de războaie și de dezbinări, oamenii se vor uni sub un singur conducător unic, puterea papală, pentru a se împotrivi lui Dumnezeu în persoana martorilor săi. Această unire este consolidată de marele apostat, adică Satana. Mai devreme sau mai târziu, legile duminicale vor fi adoptate. E o certitudine. Nu este așa apariția unor idei a unor oameni speriați. În curând, legile duminicale vor fi impuse, iar oamenii aflați în poziție de răspundere se vor înrăi împotriva micului grup a celor care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Ce este decretul duminical? În fond, este o ură și o luptă furibundă împotriva păzitorilor sabatului. Îi deranjează puternic. Nu le place lucrul acesta. De ce decretul duminical reprezintă semnul fiarei? De ce? Pentru că această fiară despre care am vorbit pretinde că poate schimba legea. Porunca schimbată a fost sabatul cu duminica. Iată un citat foarte important, care este o declarație a papalității. Papa poate modifica legea divină, deoarece puterea sa nu este a unui om, ci a lui Dumnezeu. Și el acționează în locul lui Dumnezeu pe pământ. Aveți aici datele, o declarație din anul 1772, prezentată într-o enciclopedie în dreptul cuvântului Papa. De ce sabatul? Iată o altă declarație. Sabatul, cea mai glorioasă zi din lege, a fost schimbat în ziua Domnului. Îmi place prima parte. Catolicii au măcar un lucru bun.
Sunt cinstiți. O spun deschis. Ce este sabatul? Sabatul este cea mai glorioasă zi din lege. Dar acum ascultați. Acesta și alte puncte similare nu au încetat în virtutea învățăturilor lui Hristos. Deci Hristos nu a schimbat sabatul. Cine o spun? Tot catolicii. Foarte frumos. Au dreptate. Ci, și acum este important, ele au fost schimbate de autoritatea bisericii. De ce? Pentru că în celălalt citat a spus Papa are aceeași autoritate pe pământ pe care o are și Dumnezeu. Și faptul că are această autoritate se explică și se dovedește prin duminică. Iată, toți oamenii din lume, sau aproape toți creștinii din lume, țin duminica, susținând prin aceasta că El a avut puterea și El este acea putere reprezentată aici. Un alt citat, cu peste 1000 de ani înaintea protestantismului, Biserica Catolică, în virtutea misiunii ei divine, a schimbat ziua sfântă de la sâmbătă la duminică. De ce decretul duminical este semnul fiarei? Pentru că duminica reprezintă semnul clar al autorității papale de a schimba timpurile, vremurile și legea. Și acum, un citat care a apărut anul acesta, în dreptul papei actual, Francisc, duminica este o zi de bucurie, de odihnă și întâlnire cu Domnul. Papa Francisc a predat astăzi pentru redescoperirea odihnei duminica, ziua Sfintei Liturghii și întâlnirii cu Domnul. Liderul lumii catolice a reamintit la audiența generală de astăzi că celebrarea duminicală a Euharistiei se află în centrul vieții bisericii și este un moment de întâlnire cu Domnul. Ucenicii lui Iisus au sărbătorit această întâlnire în ziua numită de evrei prima zi a săptămânii și pe care romanii au numit-o ziua soarelui, a explicat suveranul pontif, potrivit la Croa. Unele societăți secularizate au pierdut semnificația creștină a duminicii, luminată de Euharistie, s-a plâns Papa, sublinind că este o zi de bucurie și de abținere de la muncă. Acesta a fost modul creștin de a trăi ca fii și nu ca sclavi animați de Euharistie, ca duminica să fie aproape la nivel universal, ziua odihnei, a insistat el, îndemnând la redescoperirea acestei zile. De ce este semnul fiarei? Iată, ea prezintă această zi ca reprezentând puterea ei, autoritatea ei, închinarea ei. De ce se insistă atât de mult pe duminică? Poate uneori vă chiar deranjează faptul că insistăm atât de mult. Iată un lucru foarte simplu. Duminica este prima zi din săptămână, deci prima zi a creațiunii. Ce a făcut Dumnezeu în prima zi? Un singur lucru, lumina. Satana, când era un înger bun, se numea Lucifer, adică purtător de lumină. Și pentru că vrea să-și amintească de numele acesta frumos, a ales duminica, fiindcă duminica ce este? Ziua când a apărut lumina. Persii au creat o religie dualistă unde lumina era elementul principal și aveau 9 focuri foarte importante care nu se extingeau niciodată, ținute aprinse pe vârfuri de munți. Babilonenii preia ideea focului de la persani și înlocuiește cuvântul foc cu soare. Soarele este cel mai mare foc. Romanii preia cultul soarelui de la babilonieni și îl numesc Dies Solis, ziua soarelui, adică ziua întâia săptămânii. Iar papalitatea va prelua Dies Solis și va face duminica, ziua Domnului. Iată de ce se insistă atât de mult. Duminica este un semn al luminii, al soarelui, al lui Lucifer, așa mai departe.
Duminica va deveni liantul de legătură între toate bisericile creștine. Respectarea duminicii, pretind cei ce o susțin, va reduce poluarea și rezolvăm o mare problemă. Duminica va fi o zi a familiei și întărim relațiile familiare. Reducem violența prin închiderea activităților economice și distractive. Onorăm pe Dumnezeu pentru că este ziua învierii Lui. În această epocă a compromisului, ziua păgână a soarelui a înlocuit sabatul Bibliei. Iată de ce este important să știm acest lucru. De ce sunt persecutați păzitorii sabatului? Satana oferă propriile interpretări cu privire la evenimente și oamenii cred. Ei, aici putem vorbi de manipulări, de informații false. Satana vine cu interpretările lui. E o secetă teribilă sau o inundație teribilă sau o pandemie de virus cum trecem acum. Și ce poate spune el? El poate spune că toate aceste dezastre sunt o consecință a călcării duminicii. Așa scrie. Crezând că potolesc mânia lui Dumnezeu, acești oameni influenți emit legi menite să impună respectarea duminicii. Un citat din Spiritul Profeției. Un alt citat. Tocmai această categorie difuzează ideea că răspândirea rapidă a corupției este cauzată în mare măsură de profanarea așa numitului sabat creștin și că impunerea respectării duminicii ar îmbunătăți foarte mult starea morală a societății. Această pretenție va fi susținută mai ales de America, unde doctrina despre sabatul adevărat a fost cel mai mult predicată. De ce? Pentru că din duminica devine un liant de legătură între toate bisericile. Toate respectă duminica, cu excepția uneia singure. Când se va da decretul duminical? Când principalele biserici ale Statelor Unite se vor uni pe baza acelor puncte de doctrină pe care le au în comun, și duminica este un punct în comun, și vor influența statul ca să impună decrete și să susțină instituțiile, atunci America protestantă va fi făcut deja un chip ierarhiei romano-catolice, iar rezultatul va fi aplicarea de pedepse civile celor care nu se vor conforma. Impunerea respectării duminicii de către bisericile protestante este o impunere a recunoașterii papalității. De ce sunt persecutați păzitorii sabatului? Satana oferă acele interpretări de care v-am spus și ca să nu existe necazuri, ei sunt persecutați. Ce semnificație are decretul când va apare? Acum e foarte important. Iată un citat inspirat. Așa cum apropierea armatelor romane a fost pentru ucenici un semn al iminenței distrugeri a Ierusalimului, tot astfel și această apostazie va fi un semn că s-a ajuns la limita răbdării lui Dumnezeu. Ultimul mare semn. Înlocuirea legii lui Dumnezeu cu legile oamenilor, preamărirea duminicii în locul sabatului biblic, doar prin puterea autorității omenești, constituie ultimul act al dramei. Și după aceasta, Dumnezeu va interveni în istoria noastră. Ce este decretul duminical? După cum puteți observa în această schemă, religia, care a unit protestanți, catolici și spiritiști într-un singur corp, asociată cu politica, adică cu puterea statului, cele două unite, vor oferi decretul duminical. Este ultima luptă împotriva lui Dumnezeu și a poporului său. Persecutarea protestanților de către Roma catolică, prin care religia lui Hristos a fost aproape anihilată, va fi cu mult întrecută,
atunci când protestantismul și papalitatea se vor uni. Deci iată ce ne aduce viitor. Tot ce a fost în trecut, decretul din Egipt de uciderea copiilor, decretul din Babilon de a se închina la chipul fiare, decretul lui Haman de a fi uciși evrei într-o anumită zi, persecuțiile catolice din Evul Mediu sunt o umbră a ceea ce va fi în viitor când tot creștinismul se unește pentru a decreta acest fapt. Ce va urma după decretul duminical? Când se apropie furtuna, o mare grupă de credincioși care au mărturisit credința în Îngerul al Treilea, dar care n-au fost sfințiți prin ascultare de adevăr, își vor părăsi poziția și vor trece în rândurile împotrivitorilor. Unindu-se cu lumea și împărtășindu-se de spiritul ei, au ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeași lumină. Și când ajung la încercare, ei sunt pregătiți să aleagă partea ușoară, populară. Ei vor deveni vrăjmașii cei mai aprigi ai fraților lor de credință. Ce va urma? O mare parte din păzitorii sabatului nu vor mai păzi. Nu să aibă forța morală să stea în picioare și vor pleca. Dar vine și partea frumoasă. În bisericile adventiștilor va avea loc o minunată manifestare a puterii lui Dumnezeu. Dar ea nu va avea influență asupra acelor care nu s-au smerit înaintea Domnului și nu și-au deschis ușa inimii prin mărturisire și pocăință. Pentru că Domnul nu lucrează potrivit cu ideile și așteptările lor, ei se vor opune lucrării. Cum? Vor spune ei, să nu cunoaștem noi Duhul lui Dumnezeu când a fost în lucrare atât de mulți ani, solia Îngerului al Treilea nu va fi înțeleasă de către aceștia. Și acum partea frumoasă. Multe suflete care au fost risipite în mijlocul nenumăratelor organizații religioase au răspuns chemării, iar cei prețioși au fost îndemnați să iasă în grabă din bisericile condamnate, așa cum a fost Lot chemat să iasă din Sodoma înainte de nimicirea ei. Vor exista o armată de credincioși care în ultima încercare vor sta neclintiți ca o stâncă. Sunt multe suflete care vor veni din lume, din biserici, chiar din mijlocul bisericii catolice, a căror zel va depăși cu mult pe acelora care au vestit adevărul. Unii pleacă și alții vin și le ia locul. Asta se va întâmpla după ce va fi dat decretul duminical. Un Mardoheu în poartă. Am vorbit despre decretul din timpul lui Haman, când s-a dat libertatea ca în a 13-a zi a lunii, a 12-a Adar, evreii să fie uciși. De unde a plecat? De la un ofițer de la poarta Palatului Regal, Mardoheu, care nu dorea să îngenuncheze și să se închine în fața lui Haman, care era un fel de prim-ministru. Acesta a fost atât de înfuriat încât a spus, nu-l voi distruge doar pe Mardoheu, ci vreau să distrug în tot poporul. Decretul care va fi dat în cele din urmă împotriva rămășiței poporului Dumnezeu va fi foarte asemănător cu acela emis de Ahasveros împotriva iudeilor. Astăzi, vrăjmașii adevăratei biserici văd în grupa cea mică a păzitorilor poruncii sabatului un Mardoheu în poartă. Respectul poporului Dumnezeu față de legea sa este o mustrare continuă pentru aceia care au respins temerea de Dumnezeu și calcă în picioare sabatul său. Estera își salvează poporul. Știe Dumnezeu cum să pregătească lucrurile. Providența sa a dus-o pe Estera la curtea imperială și ea intervine. Du-te și adună pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine. Să nu mâncați și să nu beți 3 zile, noapte și zi. Și eu și tinerele mele
vom posti în același fel. Și voi intra astfel la împărat, ceea ce nu este după lege. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Estera a riscat, dar a câștigat. În timpul acela se va ridica marele voivod Mihail. Nu pierzi nimic dacă nu riști, a dacă riști alături de Dumnezeu. Vei fi sigur că vei câștiga tot. Pentru că în timpul acela se va ridica Mihail, căpetenia cea mare, care stă pentru fiii poporului său, sau o altă expresie, ocrotitorul copiilor poporului său. Pentru că acela va fi un timp de strâmtorare cum n-a fost niciodată de când există o națiune și până în timpul acela. Și în timpul acela vor fi salvați oricine și-au găsit numele scris în carte. Este numele tău scris în cartea vieții? Aceasta este garanția salvării. Acest lucru te ajută să treci peste orice. Ai încheiat un legământ cu Dumnezeu, asigurându-te că numele tău a fost scris acolo, păstrezi o legătură strânsă cu Dumnezeu ca să poți rămâne cu certitudine scris în cartea vieții. Cei trei tineri din Babilon aveau acest legământ și aveau această legătură cu Hristos. Mardoheu și Estera aveau această legătură, s-au rugat și au postit și au biruit. Sfinții de-a lungul timpului care au murit pentru cuvântul lui Dumnezeu aveau aceasta. Tu o ai, prietene. Tot ceea ce am citit până acum este cuvântul lui Dumnezeu sigur pentru mine și pentru tine. Privește cu seriozitate, roagă-te și te pregătește ca atunci când aceste lucruri se vor întâmpla să rămâi în picioare și numele tău să rămână în cartea vieții. Amin. Așa să-ți ajute Dumnezeu.